Ei, bună și la ultima lecție de autoșoferie. Cam totdeauna v-am deprins că plouă și plouă și vânt și nu știu ce, adică când mă pornesc undeva, ceva se întâmplă. Adică cu temperatura, cu timpul. Hai să vedem ce zice nenea. Zwischen Altkrach und Kreuzmemmingen, 4 Kilometer Stau nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Das kostet Sie eine Viertelstunde mehr und noch auf die B472 bei Köln. Hier ist die Ora am Nachmittag. Und weil es eben zum Feierabend geht, ein kleiner Hinweis zum guten Drink. Vom bekannten Barmann Charles Schumann. Ein gelungener Cocktail, sagt er, muss so serviert werden, dass er ihn anlacht. Und macht einen guten Cocktail aus, dass ihn derjenige, der ihn trinkt, auch in Erinnerung behält. Ich finde, das ist mit guten Songs ganz genauso, oder? Ich habe hier mal drei schöne Beispiele von YouTube, von John Lennon und von Paul Young. Mehr Abwechslung erleben. Bei Ampel auch rechts? Bitte? Bei Ampel. Ampel links, dann bitte. Gerade, ja. Nächste Straße bitte rechts. Ei, bună și la ultima lecție de autoșoferie. Cam totdeauna v-am deprins că plouă și plouă și vânt și nu știu ce, adică când mă pornesc undeva, ceva se întâmplă. Adică cu temperatura, cu timpul. Hai să vedem ce zice nenea. Zwischen Altkrach und Kreuzmemmingen, 4 Kilometer Stau nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Das kostet Sie eine Viertelstunde mehr und noch auf die B472 bei Köln. Hier ist die Ora am Nachmittag. Und weil es eben zum Feierabend geht, ein kleiner Hinweis zum guten Drink. Vom bekannten Barmann Charles Schumann. Ein gelungener Cocktail, sagt er, muss so serviert werden, dass er ihn anlacht. Und macht einen guten Cocktail aus, dass ihn derjenige, der ihn trinkt, auch in Erinnerung behält. Ich finde, das ist mit guten Songs ganz genauso, oder? Ich habe hier mal drei schöne Beispiele von YouTube, von John Lennon und von Paul Young. Mehr Abwechslung erleben.
Bei Ampel auch rechts? Bitte? Bei Ampel. Ampel links, dann bitte. Gerade, ja. Nächste Straße bitte rechts. Deci, concluzia pe ziua de azi, bine, nu a țipat, nu m-a oprit, nu m-a criticat, doar un punct la faza că am trecut pe galben, după ce două mașini din față trecuse pe verde și la mine se aprinsese deja galbenul, zicea că trebuia să mă opresc, așa că din cauza asta, numai din cauza asta, cred, mai fac mâine o lecție, până joi. Joi am examenul și vedem. Da, asta, în față de altă fetiță domnișoară care s-a suit la volan după mine și kilometrul ăla pe care l-a mers împreună cu mine și șoferul și profesorul a fost foarte, după părerea mea, a fost destul de rău. Dar va avea examen în aceeași zi, adică va fi în fața mea, va da examenul prima. Nu știu, eu mă socot mult mai pregătit pentru acest examen. Poate e părerea mea și poate e greșită, dar sper să nu fie. Așa că, mă scuzați că mă repet. Deci asta e faza. Un kilometru cât am mers cu ea, de 5 ori a oprit mașina din cauza că schimba viteza aiurea și când schimbă viteza o bagă, parcă e ciudă pe ea, nu știu. Nu bine, asta e pe azi. Ne vedem, cred că mâine mai pun un video și deja joia pun cel cu examenul. Salutări la toți și ne auzim. Ciao, ciao.